Vânzările de mașini la mâna a doua au scăzut cu până la 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Sansarii susțin că, deși au făcut reduceri foarte mari, gorjenii nu sunt prea dornici să cumpere astfel de autoturisme. Pe de altă parte, potențialii cumpărători spun că prețurile continuă să fie mari. Vehiculele uzate importate a scăzut în ultima perioadă într-un procent de aproximativ 15%, iar motivele principale ar fi, în primul rând, criza economică, știută de toată lumea, în al doilea rând, creditele bancare. Românul se gândește de două ori înainte de a lua un credit bancar. Și, bineînțeles, taxele aferente, lipsa locurilor de muncă. Cum merg vânzările? Câteodată. Mai merg câteodată, mai stagnăm. Asta e. După puterea banului. Cum vi se par prețurile la mașini? Prețurile, având în vedere că mi-am achiziționat un autoturism, mi se par destul de mari. Pentru posibilitățile actuale ale majorității oamenilor. Frica intrării în șomaj, teama de a mai apela la instituții de creditare, dar și faptul că piața auto second-hand din Târgu Jiu este considerată una dintre cele mai scumpe din țară, sunt doar câteva dintre motivele pentru care oamenii nu se mai avândă să achiziționeze un autoturism.